Salutare YouTube, eu sunt Cristi și astăzi iar o să pierd bani în League of Legends și iar o să deschidem cutii în League of Legends. Super, pentru că la ultimul episod am strâns peste 500 de like-uri, o să fac acest episod unde deschidem iarăși 22 de cutii în care sperăm să ne pice ceva bun și pentru că chestia asta e deja frustrantă. Hai să ne pice Spirit Guardul Dir. Oricum am văzut că vă plac episoadele de genul. Am strâns undeva la 600-700 de like-uri. Nu mai știu câte am strâns. Dar când am văzut că s-au strâns deja peste 600 de like-uri, am zis, ia, trebuie să mai fac un episod. Oricum, mi-a zis și o prietenă că chiar îi place să râdă de mine când vede ce mi se întâmplă, cum îmi pică chestiile astea. Mai ales când îmi pică campion sau cum mi-a picat Teco ăla atunci după ce l-am cumpărat cu RP-uri. Așa că o să vă las linkul de la canalul ei, mă rog, de fapt o să vă las linkul de la un clip de-al ei în descriere, face gameplay-uri cu, mă rog, de fapt face montaje, are montaje cu Acrie la început, dacă vreți aruncați o geană, dacă vă place ce face, lăsați-i un like și eventual și un subscribe și ziceți-i că Snake o salută și hai să trecem, hai să trecem la deschis de cutii. Dacă vreți un episod următor, hai să strângem peste 1000 de like-uri și la peste 1000 de like-uri cred că o să fac un episod masiv data viitoare, poate chiar peste 50 de cutii. Dar hai să-i dăm bătaie și hai să ne pice campioni. Emumu. Fuck yeah, cel mai șmecher skin ever. 520. Da. Irelia. Ca să înțelegeți care e partea foarte interesantă cu campionii ăștia, stați să vă arăt. Deci uitați-vă aici, hai să intrăm la campioni și not on, am toți campionii, for fuck's sake. Și acum mie orice campion care îmi pică degeaba. Gen, acum ce mă fac cu shardurile de campion? Serios, nu mai am ce să fac cu ele, like, what the fuck, mate? You really that dumb? Băi. Hainunjin. Nice, măcar e epic. Într-adevăr, stai. Într-adevăr, îl am. Dar măcar e epic. Deci momentan avem un epic, un foarte ieftin și un campion. Hai cu Spirit Guard of Deer sau cu Musketeer Twisted Zou. Am deja două skinuri pe Twisted Fate. Yes, legendary. Nice. 1820, super. Păi cred că pe ăsta o să le iau eventual. Acum am două legendare, foarte șmecher. Yes. Mai și joc Tryndamere din când în când, deci asta e binevenit. Și oricum mi se pare că nu am schimb pe Tryndamere. M-am acolo, am avut impresia că o să-mi dea și un gemstone și eram așa din... Dar n-a fost. Avem 4 gemstone-uri. Oh my fucking god, două legendare! Două legendare! Oh my god! Oh my fucking god! Foarte șmecher! Deci avem două legendare în același de ăsta. Vai de capul meu! Wow! Wow, cred că deja mi-a mirosit tot norocul pe unboxing-ul ăsta. Fnatic Gragas, cred că îl mai am o dată. Oh my god, și am și un gemstone, am 5 gemstone-uri. Yes! Mai am nevoie de încă 5, pe care nu prea cred eu că o să le găsesc prea curând. Băi, am noroc să-mi trag palme azi. Foarte șmecher, nu să-mi trag palme azi, am noroc ca să-mi trag palme. Așa cum mi-a plecat și Saiyan. Cred că știți ce urmează acum dacă mi-a picat și skin-ul la Saiyan și Saiyan și îmi place că am deja 3 campioni. Deci aș fi putut să dau reroll la un campion, dar ghiciți ce? Nu mai am la ce campion să dau reroll. Dar măcar asta înseamnă că următorul campion o să-l am pe v-am zis că mi-a mirosit deja tot norocul. Două legendare și un gemstone, wow! Speltif Lux. Nu știu dacă am skin la Lux. Nu prea joc Lux. Sivir. Mamă, deci acum chiar am avut impresia că o să-mi dea un gemstone. Rămăsesem așa gen...
Ăsta e bun, ăsta e bun, băi, chiar îl voiam pe ăsta, chiar voiam să-l cumpăr data viitoare când apărea, așteptam gen să apară. Păi foarte șmecher, pe ăsta îl vreau, pe ăsta îl vreau, îl vreau, îl vreau. I want it. E și, cum se numește, Legacy nu apare mereu și chiar așteptam să mai apară iar skinurile ca să-l cumpăr, pentru că mai joc și din când în când, de ce nu? Dragon Fist Lee Sin, ăsta e cam shit. Dar am primit un skin pe care îl voiam, două legendare, dintre care unul chiar aș fi vrut să-l cumpăr, adică Sion e genial. Mă rog, am primit campioni, fuck, destul de mult și o să mai primesc mai mult, ca sigur. Dar e ceva. 150 de esență și 2 iconițe. Cea mai bună chestie de până acum. Nice, super mișto. Sun Goddess Karma. E Legacy, văd. Interesant. Păcat că l-am. Mai avem 6 creituri. Hai cu Spirit Guard Udyr. Dacă îmi pică și Spirit Guard Udyr, eu sunt cel mai fericit. Hai cu Spirit Guard Udyr. De fapt, chiar că sunt cel mai fericit. Fiți atenți, deci dacă îmi pică Spirit Guard Udyr, mama ei dă-i la oi. Dacă îmi pică Spirit Guard Udyr din următoarele 4K, mâine mai facem una în creating. Aș fi făcut azi, dar nu poți să cumperi mai mult într-o zi. Și hai să dăm bătaie, hai să dăm bătaie. Academia Eco. Mă, nu știu, am skin-ul ăla. Ăla am. E. Hai încă 3. Haide cu Spirit Guard Udyr, haide cu Spirit Guard Udyr. Vandal Twitch. E Legacy, zău. Oh, well. Ce skin-ul ăsta? Big Bad Warwick. Wow. Asta a fost ultima cheie. Mai cumpărăm două. Două și încă o cheie. Mai avem trei. Ok, deci deschidem 25 de cutiuțe în asta. Hai. Șifană. Oh. Mamă, ce de campione am. Kali. Oare aceasta o să fie acea cutie în care o să ne pice Spirit Guard Udyr sau măcar Pulsefire Ezreal sau DJ Sona, de ce nu? Sau orice chestie bună. Ar fi mișto să ne pice Hextech Annie sau Soulstealer Vein. Păi, hai să vedem. Ultima cutie pe ziua de astăzi o să o deschidem cu nasul. Păi, nu, nu aici. Aici. Hai să fie cu noroc. Bă, skin-ul așa. Oh! Oh! Două gemstone-uri. Două gemstone-uri și două legendare. Hai că nu e rău. Băi, nasul meu face minuni. Mai cumpăr una? Mai pot să mai cumpăr? Nu mai pot să mai cumpăr. Fac, ok, deci cam aici încheiem episodul. Avem 6 gemstone-uri, încă 4 și putem să luăm unul dintre cele două skin-uri. Ok, deci Hex de Quartz Skin. Go fuck yourself, nu vreau. Deci 10 și iau Soul Stealer Vein. Ok, bun. Hai să terminăm aici cu episodul ăsta. Până la viitoare am fost Cristi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like la 1000 de like-uri. O să facem un nou unboxing. Unul mai mare. Și până atunci, eu v-am lăsat. O zi bună în continuare. O să nu uitați că aveți link-ul unei prietene în descriere, intrați și vedeți acolo. Dacă vă place, lăsați și un subscribe.
Pentru că, hei, tot a râs de mine că mi-au picat chestii nașpa. Acum să vedem dacă mai râde de mine. Bine, în afară faptului că mi-au picat 50.000 de campioni. Câți sunt? 1, 2, 3... Aoleu, 9, au, ok. Bun. Da, tot râdea de mine. De data asta am avut noroc. Mi-au picat două motherfucking legendare și două gemstone. Oricum, cam asta e tot. Până la viitoare. I-am fost Cristi, eu zic, în continuare, bye bye.